drumul spre casă. Și atunci, în momentul în care mi-a venit gândul că mor acolo, în minte parcă vedeam, eram cu ochii deschiși, cu capul în piept așa, simțeam cam un bolovan pe cap, care mi-a păsat capul tot mai tare în piept. Atunci am văzut că parcă era un gard și moartea încerca să sară peste gard. Nu puteam să fac nimica, nu puteam să zic nimica. Mi-am adus aminte că bunica se roagă. Și atunci am zis, Doamne ajută-mă! Din nou împreună cu dumneavoastră, iubiți prieteni, în emisiunea Drumul spre Casă, Radu Mureșan, realizatorul emisiunii și invitatul acestui episod, domnul Mircea Pașc. Bine ați venit în studio! Bine v-am găsit! Dumnezeu ne trece uneori prin întâmplări neobișnuite, chiar vecine cu lipsa oricărei speranțe, pentru ca de acolo tot El, cu mână tare și cu braț întins, să ne scape. Este un fel de a vorbi a lui Dumnezeu, inconfundabil, prin care El ne spune, te iubesc așa de mult și vreau să mă cunoști și să știi că eu exist, că viața ta este în mâna mea și că am puterea să te scap chiar și din mâna necruțătoare a morții. Așa a fost și cu Mircea Pașc, care în urmă cu mai mulți ani a avut un accident la locul de muncă într-o mină din localitatea Băișoara, județul Cluj. A scăpat cu viață, este teafăr, sănătos și își aduce aminte, retrăind cu emoție, momentele în care viața i-a fost în pericol, dar și zilele când Dumnezeu i s-a descoperit într-un mod neobișnuit. Vă invit să-l ascultăm. M-am născut într-un sat de la poalele munților, Apuseni. Am trăit într-o familie de ortodoxi. Părinții noștri în copilărie ne-au dus la biserică atunci când eram copii și ne duceau de mână. Ne-au dus în biserica ortodoxă. Mergeam ca copii. Dar într-o perioadă a copilăriei, înainte de a începe școala primară, ca toți copiii, aveam o bunică și o mătușă care erau creștine în Biserica Penticostală din Săcel și ne duceau cu ei, cu ele la biserică, la casa de adunare. Ne simțeam bine acolo, am învățat poezii, chiar mi-aduc aminte câteva versuri dintr-o poezie care spune, pocăiește-te omule. Că a venit vremea odată ca să stai. Poezia asta ne învăța mătușa. Ca să stai la judecată. La judecată și atunci te-a întrebat Hristos de ce nu te-ai întors. Și aveați câți ani? Aveam înainte de 5, 6, 7 ani. Cum îl vedeați pe Dumnezeu la acei ani? Cum l-ați perceput? Era destul de confuz pentru că în familie nu erau doar bunica și mătușa respectivă, iar toți ceilalți ne batjocoreau. Și îndeosebi am fost batjocorit mult și strigau după mine rudenile și pentru că pocăitule, mi-am dat pocăitule și tot felul de... Așa, și vedem, nu se întâmplă nimic deosebit. Era destul de confuz, dar de rușine, de... crescând, de alte preocupări, nu m-am mai dus la casa de adunare. Am început să trăiesc viața ca orice copil, ca orice tânăr. Dar un lucru foarte... Eram în clasa a patra, terminasem la sfârșitul clasei a patra, când unul dintre profesori, ne jucam cu niște copii pe coridor, copiii făceau gălăgie și unul dintre profesori a ieșit afară nervos din clasă pentru că deranja oara. Și eu nefiind vinovat, n-am fugit. Ceilalți toți au fugit. Și au venit și direct așa cu o palmă, pleznește o palmă cu podul palmei peste urechea stângă. Și am simțit așa o amețeală și de scurtă durată. Și am rămas așa cu o senzație ciudată în ureche. La câtva timp a început urechea să curgă, a început să curgă. M-au dus la spital, de acolo a început o serie de
chinuri, practic. Eram în clasa 6, am fost operat prima dată. A fost spart timpanul? A fost spart timpanul, a afectat urechea internă, deja ajunsese pe mastoidă. Am fost operat în clasa 6 prima dată, operație făcută pe viu, a fost groaznic. În clasa 8 am fost operat a doua oară, în clasa 10 am fost operat a treia oară. Toate trei au fost făcute de doctorul Luca și făcute pe viu. A fost îngrozitor, a fost... Deci, practic, mi-am trăit copilăria de acolo încoace, mi-am trăit copilăria doar pe patul releului. Cu două săptămâni înainte de terminarea școlii, deja mă internam în spital. Și stăteam toată vacanța, eram internat în orele. Mm-hmm. În această perioadă în care vă era deosebit de greu, nu v-ați adus aminte de Dumnezeul din copilărie pe care, despre care ați auzit vorbindu-se, cântând, se cereți ajutor? Fugeam de el, efectiv îl evitam. Din pricina batjocurii și 100% din pricina batjocurii pe care am primit-o în copilărie, am început să am o ură față de pocăiți, față de creștini. Statutul de pocăit era urât. Statutul de pocăit era urât. Mi-era urât, îmi suna urât în urechile mele. În schimb, o iubeam tare mult pe bunica mea. Mergeam la ea și îmi spunea... Între timp îmi crescuse mustața și îmi lămsat mustață și... Îmi spunea două lucruri. Draga mami, pocăiește-te și taie-ți mustața. Erau lucrurile care efectiv sunau așa de urât în urechile mele, încât la un moment dat nu mai suportam să le aud. Dar o iubeam pe bunica mea și la un timp bunica mea era pe pat, a avut multă suferință și a fost pe pat, țintuită pe pat la orizontală, nu putea să-și plece genunchii pe pământ, dar o iubeam și mergeam și o priveam pe geam, mă uitam așa pe geam, o priveam cum stă în pat și treceam mai departe. Și eram trimis de mama să-i duc mâncare sau să-i dau o cană cu apă. Și totdeauna îmi spune, draga mami, stai jos și citește-mi. Biblia era tot timpul deschisă pe masă. Uite, deschide Biblia acolo și citește-mi. Draga mami, pocăiește-te și taie-ți mustața. Atunci parcă mă prindeau fiorii și ieșeam afară din casă. Au trecut timpul, fost angajat, lucram. Deci v-ați angajat unde? La exploatarea minieră. Era exploatarea Căpuș, secția minieră Iara, pe urmă s-o transformat în exploatarea minieră Băișoara. Am angajat, lucram și îmi număram zilele. Adică? Erau, pe vremea aia, n-aveai voie să ai mai mult de 180 de zile de concediu medical. Ca să obții mai multe zile de 180 de zile, trebuia să ajungi la comisii. Și medicii se fereau să trimită la comisie. Și mai ales tânăr, nou angajat, era destul de greu. Și atunci număram zilele și când scădeau la 100, veneam din nou în spital. Au trecut vreo 2 ani de zile și am venit în spital și doctorul Luca îmi spune, du-te acasă, poți să ieși din lume afară că nu te mai vindecă nimeni. N-am înțeles nimic. M-am dus acasă, în jur de 2 săptămâni, 3 maxim, am venit înapoi destul de... Deja toată partea stângă mă durea îngrozitor. Era o perioadă când se roșea toată partea stângă încât și mă durea așa de rău încât efectiv nu vedeam cu ochii. Nu mai știam ce să fac și am venit înapoi și îmi zice doctorul Luca, zice, du-te, poți să te duci acasă că nu te mai vindecă numai popa. Atunci, imediat, nu mi-am dat seama, am ieșit pe poarta clinicii afară și m-am dus pe stradă și am început să mă prindă fiorile, uitați-vă. Și acum se face piele de găină când mă gândesc pe... Mă cuprind fiorile. Atunci, prima dată, am simțit o groază. Am simțit o frică de moarte. Am simțit că moartea mă urmărește.
Efectiv mă uitam în jur să văd unde e moartea. O simțeam în spate, o simțeam în picioare, o simțeam în părul din cap, efectiv simțeam moartea. Mergeam acasă, m-am dus acasă și seara m-am așezat pe pat să mă culc. În momentul în care am închis ochii, am văzut în fața ochilor moartea. Am sărit repede din pat și am aprins lumina. Cum așa ați văzut moartea? Era ceva înspăimântător, ceva negru, urât, ceva că nu pot să vă spun cât era de urât și de înfricoșător, înspăimântător. La 18 ani să te aștepți să vezi moartea în fața ochilor. Am aprins lumina și am stat cu lumina aprinsă. Și am luat o carte și am citit o carte. Până dimineața am citit. Dimineața m-am dus la servici. Am venit acasă, din nou, treburile în gospodărie, și seara din nou. Mă pun în pat, aceeași experiență. Fiecare seară, aceeași experiență. A fost ani de zile când n-am stins lumina. Mergeam pe autobuz și ațipeam, adormeam. Și în câteva clipe vedeam moartea și săream de pe scaun. Am trăit 80, sfârșitul 79, 80, 81, 82, până la începutul 84, cu aceeași frică de moarte. Efectiv, în toată perioada asta n-a fost somn, n-a fost închidere de pleoape, fără să văd moartea. Dar între timp, în 80, decembrie 80, am intrat subteran. Erați sudor? Și eram sudor la suprafață și am intrat subteran. Mama se ruga să nu iasă, să nu reușesc cu analizele. Ca să nu intrați. Trebuiau analize special făcute pentru subteran și am venit să fac analizele pentru a intra subteran. Și mă implorau, plângând, să nu intru subteran. Eu am zis, e treaba mea, nu vă interesează și mă duc. În ciuda voinței lor, am intrat subteran. Am venit în Cluj, am rezolvat cu medici cunoscuți, am rezolvat analizele, nici măcar o analiză, n-am făcut nimic. Între timp, cum erați cu urechea? Rău. Curgea și era tot mai rău și era tot mai dureros. Am zis să am cancer și mor. Deci astea au fost gândurile care îmi măcinau mintea. Și am intrat subteran, am intrat la schimbul 2 și am zis lui șeful meu, un subinginer, domnule, uite, vreau să rămân să termin. Lucram la o surpare, vreau să rămân să termin aici. Dar pentru asta îmi dai liber în 25. Aveam de gând să mă duc cu tinerii, cu foștii colegi, cu grupul de tineri care necreștini, care să mergem la colindat, să colindăm. Și colindatul pentru noi eram colindat ce era, dar era mai mult de străbălare. Și îmi spune, da, bine, rămâi. M-am dus la tatăl meu să-i dau, să nu intru cu avansul, luasem avansul, să-i dau banii până dimineața să-i țină la el. Și tata îmi spune, strigă după mine și îmi spune, uite mă, îți dau avansul meu, du-te acasă. Nu te mai duce subteran, nu te mai duce, îți dau salarul meu, nu te mai duce. Efectiv, mă implora tata să nu mai intru. Lasă-mă în pace, nu ești dumneata cu alea. Și m-am dus înapoi. Am intrat subteran și imediat după ce am intrat la câteva minute, s-a surpat mina. Fantastic. Eram trei acolo. Era subinginerul care a venit să mă ajute, era un bătrân care era dat să mă ajute și eram eu care sudam niște stâlpi de țeavă și niște pe profile U pentru o armătură solidă. Apucasem doar să haftuim stâlpii de țeavă. Era pregătit tot locul,
dar era tot un mănhaftor de sudură. A venit o bubuitură puternică. În momentul în care am auzit bubuitura, am vrut să mă ridic. Și am început să ridic piciorul stâng și am fost lovit în cap, în ceafă și aruncat pe burtă. Piciorul stâng sub mine și cum am fost lovit și lovitura a fost puternică, s-a crăpat casca de protecție și s-a fisurat cutia craniană. Am fost culcat pe burtă și cum am vrut să-mi ascund capul, mi-am prins mâinile și mi-am băgat capul sub mine. Asta a fost harul lui Dumnezeu, pentru că am fost îngropat cu bolovani. Extraordinar. Presat așa de tare că simțeam cum se rupe carnea de pe spate. Dar pieptul era liber, fiind piciorul sub mine și mâinile, așa coatele, pieptul era liber și puteam să respir. Printre bolovani aerul circulă. La mai puțin de 10 minute am fost găsiți acolo. Bineînțeles că... Deci a fost o surpare nu de amploare, ci doar zona locală. O surpare, da, o surpare la un anumit punct de lucru. Da. Imediat a fost anunțat, s-a tras semnalul de alarmă, s-a adunat echipa de salvare și tata știa că eu lucrez exact la locul periculos. Și atunci a încercat să intre, nu i-a dat voie să intre acolo, a fost efectiv ținut cu forță. Era un om la 120 de kilograme. Erau niște uși metalice, efectiv două uși. Le-au rupt, atât au tras de ele ca să intre acolo. A treia nu a reușit să o rupă. L-a scos pe bătrânul care era. Bătrânul a început să se vaite. Vai, mamă dragă, vai, copilașii mei, avea 9 copii. Era prins piciorul drept până la genunchi. Subinginerul era prins până la brâu și eu eram la 1,5 metri sub dărâmături de la picioarele inginerului, la mijlocul mormanului de bolovani, câteva zeci de tone de bolovani. Au venit, au început să strige, mai este cineva? Bătrânul se văita și inginerul a spus, a început să le spună, zice, mai este copilul, zice, Mircea copilului e acolo, păi undeva în spate, undeva. Și a început să mă strige pe nume Mircea. În momentul respectiv l-am auzit pe maestru și am zis, da, tata Mureșan, așa ziceam noi la maestru. Da, aici a tata Mureșan, aici sunt și eu. Mircea, cum ești? Păi sunt undeva, cumva, mă simt că-s pe burtă. Simt că nu mă pot mișca, simt că nu pot mișca numai ochii în cap. Nici degetele nu pot să le mai mișc. Ai grijă, Mircea, stai liniștit, venim la tine. Mircea, ai încredere, stai liniștit că te scot afară. Și dacă mor, nu te las, te scot afară. A fost încurajarea pe care maestru era șeful echipei de salvare, pe care știa să o dea într-o astfel de situație. Între timp, început în minte să circule tot felul de gânduri de până îl scoate pe bătrânul, până când cine știe cum e bătrânul, se vaită, până îl scoate pe el, eu mor aici. Și atunci, în momentul în care mi-a venit gândul că mor acolo, în minte parcă vedeam, eram cu ochii deschiși, cu capul în piept așa, simțeam că am un bolovan pe cap, care mi-a păsat capul tot mai tare în piept, atunci am văzut că parcă era un gard și moartea a încercat să sară peste gard. Și era o imagine. Era o imagine pe care o vedeam cu ochii deschiși. Uh-huh. Nu puteam să fac nimica, nu puteam să zic nimica. Mi-am adus aminte că bunica se roagă. Și atunci am zis, Doamne, ajută-mă. În momentul respectiv, efectiv, a dispărut imaginea aceea sumbră, a dispărut moartea din fața ochilor. Și am primit așa o liniște, încât am stat liniștit. Era o durere îngrozitoare. Trecuseră deja vreo 2 ore aproximativ, vreo 2 ore de când eram acolo.
am simțit efectiv o liniște și o ușurare fizică, o ușurare în toată greutatea, în toată povara care o aveam pe mine. Și între timp apare medicul și spune, unde-i? Păi trebuie cumva să-i dăm apă. Păi cum să-i dăm? Cu ce să-i dăm? Și pot vă dați seama că în timpul ăsta au luat bolovanii de acolo și lampa de mine care o tot mișcau și m-au întrebat, Mircea, unde ești? Și am spus, uite, domnul, tata Mureșan, aici sunt pe burtă. Mircea, dacă simți ceva, dacă simți că te împunge, te presează ceva, să strigi. În momentul, ei au început să printre bolovani să bată niște pari, niște, ca să împăneze bolovanii să nu să preia din sarcină. Din sarcină. Da. Le zice frigări. Băteau frigări printre bolovani și le era frică să nu bată o frigare din aia să mă străpungă. Deci au început să bată acele frigări. Au început să bată frigările, au început să degajeze bolovanță de acolo și am început să se zărească lumina. În momentul în care au bătut frigările, s-a mișcat bolovanul de pe cap și am putut puțin să-mi îndrept gâtul. Și l-auzeam pe medic spunând, trebuie să-i dăm apă. Trebuie să facem ceva să-i dăm apă. Am început să aude bolovanii cu furtunul. Și îmi spunea medicul să prind cumva, să agăț picăturile de apă, să iau apă. Am luat apă cât am putut lua, cât s-o putut lua, se prelingea pe apa pe cap și sorbeam cum se prelungea pe față. Pe față sorbeam apă și la un moment dat au reușit să introducă un furtun. Efectiv tăiase din furtunul de acetilenă. Tăiase furtunul, l-au introdus și cumva am început și l-am prins în gură. Și turnau apă pe furtun și luam apă și îmi dădeau apă. Aveați nevoie, vă era sete? Era nevoie de apă și medicul spunea pentru rinichi și pentru organele interne să nu se blocheze. Da. Din cauza presiunii, din cauza eliminărilor prin transpirație. După 7 ore am început și am reușit să-mi descopere să mișc capul. Au făcut un mic tunel pe deasupra mea. Nu mai puteam să suport durerile și atunci i-au zis la medic, zice, uite, ce putem face? Trebuie să-l anesteziem cumva, să-l adormim cumva, trebuie să facem ceva. Și atunci medicul a spus, da, zice, dacă nu a consumat alcool, atunci putem să-i dăm ceva. Și atunci maestrul m-a întrebat, ai băut? Nu. Mircea, ai băut? Nu. Atunci maestrul îmi dă o pastilă micuță și îmi dă o țigară. Într-adevăr, la câteva fumuri de țigară am adormit și m-am trezit peste 2 ore și ceva. Erau deja 9:30 trecute de când eram acolo, dar m-am trezit și auzeam, dar stăteam așa jos pe burtă și auzeam vorbind, trebuie să te duci, uite așa îi legi piciorul, unde poți și cât mai jos să-l tai. Nu simte că doarme, e amorțit, nu simte. Dar trebuie să-l tai, dacă nu-l tai, moare. În momentul ăla m-am ridicat din nou pe coate și l-am văzut pe medic și pe maestru cum îl scuturau pe tânărul respectiv și îl pregăteau să-mi taie piciorul. Deci, efectiv, era îngrozit la faptul că trebuie să taie cu securea, să taie piciorul drept. Fantastic. Era prins piciorul și nu putea să scoate. Era prins piciorul, era așa o poziție, degetele în față și pe tendon, în fața călcâiului, era un bolovan.
Și în momentul în care mișca să spargă, să rupă bolovanul respectiv, toată masa de bolovani se mișca și se lăsa în jos. Și atunci exista riscul ca să-l mai prindă pe încă unul, dar pe ăsta să-l prindă cu capul spre picioare. Da. Și atunci să fie două victime. Început să curgă mărunt de sus și în orice surpare, prima dată vine mărunt și pe urmă vine grosul, vine cel mare. Deja se oprise măruntul și urma să vină o altă viitură, o altă surpare, care nu se știa că este mică sau este mare. Putea să fie oricât de mare. M-am ridicat și le-am spus nu. Mai bine să mor aici întreg decât să-mi tăiați piciorul. Au rămas uimiți. Deci v-ați revenit din anestezie? Din anestezie. Nu știau. Și ei nu știau că eu i-am auzit. Și atâta l-am auzit pe maestru când a zis: păi, doctore, ce n-ai spus? Păi trebuie să doarmă cel puțin 5-6 ore după ce i-am dat. Un om normal doarme 7 ore după anestezie, care am făcut-o. Păi, doctore, ce facem? Păi nu mai avem ce face, dacă îi mai dau ceva, moare. Și atunci nu i-am mai lăsat să intre. Între timp v-ați mai gândit la ajutorul lui Dumnezeu, că de fapt El vă ține în viață. Efectiv, evenimentele erau așa de precipitate, încât nu m-am gândit la Dumnezeu și că există, că Dumnezeu poate să mă scape. Nu știam că El poate să facă lucrul ăsta. Știam că poate să ajute, știam, dar n-aveam certitudinea că poate să mă ajute. N-aveam credința necesară ca să îl cred în stare de o astfel de minune. Și între timp maestru mă întreabă ce brăcinar ai. Brăcinar se... Curea. Curea. Și i-am spus și atunci el i-a luat pe doi băieți, efectiv am văzut cum îi ridică pe sus și îi spune: ori toți trei, ori niciunul. Și atunci băieții au intrat și m-au prins unul de o parte și unul de partea cealaltă și maestru m-a prins de subțiori, de partea superioară, așa, și zice: comanda. Atunci ei știau care e comanda. Eu nu știam. Când odată, hei, hop, dar când hop, a început să zică hop, o și smăcit toți trei odată. Doctorul era pregătit cu garou, dacă se smulge de undeva piciorul, să-l lege. Ei erau înțeleși. Asta eu n-am mai auzisem. Da. Au vorbit în șoaptă și mai departe. Și maestrul s-a dus pe spate și efectiv am auzit capul cum a sunat de un bolovan. S-a căzut pe spate și mă ținea așa. M-am trezit ținându-mă în brațe deasupra lui. Atunci pentru o clipă au închis ochii, ceilalți au sărit. În momentul în care au sărit, ceilalți am auzit o bubuitură puternică. Într-o fracțiune de secundă. O venit de sus un morman. Undeva lângă mine era o gură de rostogol, cum se zice, care coborea până la 160 de metri în jos. Era blocată cu niște scândură, niște poștă groasă. În momentul în care a venit mormanul acela de sus, un bolovan puternic, o rupt totul și s-a prăbușit totul până jos. Și un bolovan enorm a rămas deasupra pe gaura respectivă. Dumneavoastră erați eu deja eram la 2 metri și ceva de locul respectiv, pentru că saltul pe care l-au făcut ei i-a împins în spate. M-au pus pe targă, eram așa schimonosit, îndoit în toate părțile. Maestru cum era? Maestru era super fericit, era extraordinar de fericit și atâta l-am auzit când a zis: slavă Domnului!
M-au scos afară pe targă, era 9 și jumătate dimineața, era o zi de decembrie, era 17 decembrie deja, am intrat în 16, m-au scos în 17 decembrie, era o zi de iarnă, erau niște nori mohorâți, niște nori grei de zăpadă și parcă printre nori am zărit o rază de soare. Și atunci am început să plâng și am început să plâng în hohote. Efectiv, aveam remușcări că nu l-am ascultat pe tata. Dimineața urma să mă duc cu, ne-am spus, era primul meu salar de subteran și am zis că mă duc cu un frate de-al meu și cu sora mea mai mici și vin în Cluj să le cumpăr niște haine pentru pe Crăciun. Ei efectiv mă așteptau dimineața să mă duc acasă și au văzut că nu mă duc. Și atunci tata s-a urcat pe mașină și a fugit repede până acasă, erau câțiva kilometri buni, a fugit până acasă cu o tatră și a spus, Mircea nu vine acasă, vine mai târziu. Și ca să nu-l vadă mama și frații că plânge, a fugit repede pe ușa afară, doar din ușă le-a strigat și a fugit repede pe ușa afară și frații au împins-o pe mama, du-te și vezi de ce nu vine. A ieșit și mama și s-a agățat de ușa de la mașină și a trebuit să o iei în mașină, s-o ducă. În timp ce ei vreau să vină spre exploatare, cum îi zicem noi, pe șesuierii, au văzut salvarea, că a început salvarea să coboare și atunci au știut că m-au scos și s-au dus direct la spital. M-au dus la spital, eram încercat să mă dezbrace, să... Acolo pe targă am încercat să mă dezbrace, dar în momentul în care puneau mâna pe mine, parcă puneau foc. Tot organismul, toate mădularele mă ardeau. Atunci a apărut mama și am văzut-o plângând, dar se ascundea să nu plângă. Mi-era greu, mi-era rușine. Ei au spus că să nu intru subteran, eu n-am vrut, mi-era rușine. Că nu i-am ascultat, mi-era rușine de neascultarea lor față de părinți. Și atunci au spus, nu, tăiați hainele, nu-l chinuiți, tăiați-i hainele. Atunci mi-au tăiat hainele de pe mine. Între timp medicul, vă dați seama, au stat toată noaptea acolo, s-a dus la toaletă. Între timp și necesitățile personale și s-a spălat pe față, în timp ce vine doctorița care era de servici, era cu siringa în mână. L-am auzit când au strigat, ce ai făcut? Ce ai dat? Păi morfină, nu l-auzi cum urlă. Măi, eu i-am făcut. Și s-a oprit medicul. L-am auzit doar înjurând-o. De ce n-ai așteptat să spun? De ce n-ai așteptat să vin? Îi dăduse un medicament care era compatibil cu morfină. Îmi dăduse o doză de morfină, ulterior am aflat. Fantastic. Și acum era a doua doză. Era, nu știu ce îmi dăduse el înainte și atât am auzit. Bine, zice, acum zice, răspunzi tu. Deci ei s-au așteptat să mor din cauza acum, din cauza anesteziei, medicamentelor. M-au legat în atele, m-au pus pe targă, m-au scos repede pe ușa spitalului și am mers spre salvare. Și am venit, m-au adus în Cluj, dar când în drum spre Cluj am intrat în coma. M-au adus în Cluj, m-au dus la chirurgie 1 și acolo medicii când au văzut ce era scris pe bilet, mi-a spus, duceți-l la reanimare că oricum moare. Nu vedeți cum arată și nu vezi ce medicație i-au făcut, moare. Oricum moare. Asta mi-a spus-o șoferul de pe salvare ulterior. După aceea, ulterior, da. M-au dus, m-au pus la reanimare într-un pat și m-au dezlegat, m-au lăsat pe pat și picioarele și mâinile au început să se întindă, au început să se lase singure în jos. Și picioarele se întindă.
un medic tânăr, nu vreau să-i spun numele, poate că reușesc să ajung să-l întâlnesc personal undeva la Brașov. Dacă Domnul mă ajută, vreau cel puțin măcar un telefon, vreau, dar nu pot să aflu numărul de telefon. Vreau să-i aflu numărul personal de telefon și să-i dau un telefon, să-i mulțumesc. Era un medic rezident pe vremea aceea, era, cum se zicea, stagiar. El a stat lângă mine și din când în când căscam gura și îmi introducea în gură o lingură de ceai. Și a stat lângă mine de dimineața până a doua zi dimineața ce a început vizita. Și când în dimineața era în perfuzii, era aparatele care erau, zice la o asistentă, te rog frumos să-l speli, că zice, uite cât e de mordar. Și ce păcat de el că n-are 19 ani. Este la fel de tânăr ca tine. Te rog, șterge-l măcar cu o cărpă udă. Păcat de el să moară așa murdar. Lângă mine era și sora lui tata, mai mică, asistentă medicală, și ea stătea de partea cealaltă. Și când unul, când celălalt, îmi introducea în gură cu ceva zeamă de compot, cu ceva, îmi dădeau și să fie ceva și dulce. Și pe când ei s-așteptau să mor, deja aparatele lor le indicau că trebuie să mor. Au trimis-o pe mătușa de acolo, spunând că o sunat soțul să meargă urgent acasă, că măcar să nu fie aici, că suferă prea mult. Între timp, bunica mea nu știa ce se întâmplă, dar o soră din vecin s-a dus la ea și a spus, soră bunică, hai să ne rugăm, hai să stăm în post și rugăciune toată ziua astăzi, stăm în post și rugăciune și ne rugăm. Plângea. Deci bunica știa de dumneavoastră că... Nu știa de accident, nu știa. Și atunci, care era motivul Știa sora respectivă, dar nu vrea să-i spună. Vrea să ne rugăm și hai să ne rugăm pentru Mircea. Și atunci bunica mea bănuia că este ceva cu mine, bănuia că se întâmplă ceva. Da. Dar nu știa exact ce. Efectiv, în sat, așa a mers zvonul, că e mort. Efectiv. Da. Părinții se gândeau pentru mormântare, dar bunica mea se ruga în continuu pentru mine. Ea zi și noapte se ruga și înainte de accident, știindu-mă în suferință, știind problemele cu urechea, se ruga enorm. Foarte, foarte mult se ruga pentru mine. Și se ruga pentru fiecare nepot în parte și pomenea nepoții cu numele. Și atunci s-au rugat într-un mod deosebit pentru mine. Între timp, asistenta m-a spălat, doctorul s-a dus la vizită, a bătut, necăjit, obosit și am început să clipesc din ochi. Care asistenta se sperie și se duce și strigă, domnul doctor, a murit. Și medicul a alergat să-mi închide ochii, că tot timpul eram cu ochii mari deschiși. Și medicul a fugit repede să-mi închidă ochii. În momentul în care am fugit să-mi închidă ochii, eu mișcam puțin cât puteam să mișc capul. Mm-hmm. Nu realizam unde-s. Și mi-a ridicat puțin capul și cu grijă m-a dat să beau, băut o cană de ceai și l-am văzut pe subinginerul cu care am fost accidentat, că era lângă mine, și un alt coleg care era internat acolo a venit de la patul inginerului și s-a prins de patul meu și a zis, bună dimineața, al doilea Hristos. Că zice, ai fost mort, zice, numai Hristos a înviat, cum ai înviat tu. Iubiți ascultători, aici se încheie prima parte a mărturiei lui Mircea Pașc. Dumnezeu a avut milă de el și l-a scăpat de la moarte pentru că dorea să îi se descopere și să facă din el un creștin adevărat, un om pasionat de Iisus și de slujirea Domnului.
Săptămâna viitoare vă chem să fiți din nou aproape de aparatul de radio, în aceeași zi și oră, pentru a asculta partea a doua și ultima a interviului nostru. Până atunci, Radu Mureșan, realizatorul emisiunii Drumul spre Casă, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește o încredere neclintită în Dumnezeu, care a zis poporului său: nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Tuturor rămas bun!